Salut! Uite că suntem deja într-a doua locație aici în Cipru. Am stat cât două zile, două nopți, de fapt am dormit aici. Pentru că noi, după cum spuneam, obișnuim să nu luăm hotele, cazare în hotel. Noi căutăm vile sau apartamente cu vedere faină. Și aici avem vila noastră care am stat două zile și ne-a plăcut mult. Din păcate, n-am putut să prelungim șederea aici, că na. Sunt oameni era care... booked out. Da, era deja. Și uite așa, da, locația asta are una, două, trei dormitoare mari, care poți să vii aici cu familia, cu două, chiar cu trei familii, poate depinde care și cum, și tare nice. Noi am prins-o la 150 de euro pe sutcă. În scurt, e tare nice. Ieri am avut ocazia să ne ducem în cealaltă parte a insulei, am fost în Ayia Napa. Noi acum suntem în Peia, în partea de vest a insulei, a Ciprului, și am observat, nu știu, cel puțin pentru mine, pentru că eu sunt prima dată în Cipru, și am observat așa o diferență. Partea de vest e mult mai, e mai liniștită aici. E mai, așa, mai sătești, oamenii sunt mai, nu știu cum, partea cealaltă în orașele mari, e mai commercial, e mai agitat, acolo multă lume, acolo e distracții, cluburi și tot felul de... Dar aici e așa, pentru familie, de odihnă, mai în voie, sunt locuri foarte frumoase. Sunt aquaparks în Paphos. La fel, apropo, astăzi o să ne ducem la Cat Park. Dacă o să... Mișa nu-ți rupi gâtul. Noi am venit pe 1 mai. În perioada asta, pentru noi e nice. Noi în Irlanda, dacă ne scăldăm și la 9 grade apa, e fain. Dar, mă rog, pentru cei care le place căldura, mai bine așa, mai încolo, mai sfârșit de mai, iunie. Doar că de-am acolo, mi se pare că e prea cald. Eu nu rezist prea mult. Noaptea aia, când se duce soarele, se lasă destul de rece și simți așa, iar seara am înghețat. Mihai a vrut să mă cătă pe acolo unde a fost el cu fetii mari când era în tinerețe, Flăcău, dar n-am rezistat, era vânt și astăzi mi-o pantalonașii și mă duc eu să mă duc unde a umblat Mișa cu paile în cap până am moia, cât nu eram eu pe plan. Acum, apropo, a fost managerul aici la locațiile din jur, eu... 10 vile, da? 10 vile jur împrejur și ne-au lăsat datele lui de contact și iau au vile Germania, Spania, Grecia, Cipru și tot așa. 15% reducere ne dau oriunde. Așa că dacă cineva dorește, da. Căutați pe Ana. Puteți să vă adresați la mine și eu vă dau detaliile domnilor. Mai scurt, e tare nice. Apropo, acolo era un copac cu, este de fapt copacul acela cu lămâi, care tot am zis că hai Mișa l-a furat. Am fost ieri la portocale l-a furat și era să mă mâne și un câine mâna. Și astăzi au fost băieții, au făcut curat aici, am văzut că au spălat la vila de alături și nu mai sunt lămâi. În schimb, iau-te acolo, sunt lămâi în vârful copacului. Dar pe jos era plin cu lămâi. Eu am reușit și am luat una din ogradă. Am luat-o amul cu noi, apropo. Dar acolo, iau-te cum stau portocalele. Mama, uite acolo cum stau portocalele. Și așelea, uite, deșeli mari. Viață în copac. Și de clasnă. Eu așa, pentru mine am spus. Hai, de fapt, și pentru Mișa. Țara asta e foarte bună de crescut copii aici. Desculță, eu când mă uitam la Marcușa, cum el aleargă pe jos, pentru mine asta așa era, nu știu, unt, suflet. La mama numai el când se duce așa, tot așa aleargă cu desculță și se conectează cu natura și cu pământul și cu toate cele necesare. Marc! Da. How are you? Good. Hello. Mama, e adevărat o provocare. Adevăr. E adevărat că vreți să faci o provocare? Marc și provocările. În locația unde am fost mai devreme, acolo care eram în apartamentul ăla cu jacuzzi, am văzut, nu interviu, dar cum se numește, reviews. Dar principalul că engleza nu vorbesc normal, dar îmi vin cuvinte care stau și mă bâlbâi în engleză. Am văzut recenzii acolo că oamenii au sărbătorit de anul nou și era 15-16 grade. Deci aici poți să sărbătorești și anul nou. Și biletele în Cipru, din toamnă până în primăvară, sunt mult mai ieftine și e fain. E affordable. Eu cred că jacuzzi și ele lucrează iarna aici. Acum vara nu mai e valabil. Și uite așa, oameni buni,
gândindu-ne cum e, cum trăim în Irlanda, când permanent plouă. Eu iubesc Irlanda, nu, nici nu se discută. Dar stai și ți-o leacă prin prejur și înțelegi că ai putea să ai alte condiții în care să fii mai fericit, probabil, pentru că până la urmă noi trăim pentru și pentru ca să fim fericiți, să construim ceva, să ne trăim viața exact așa cum noi ne dorim. Noi deja trebuie să plecăm, trebuie să eliberăm locația. Dar noi faci un tur al casei până ieșim? Noi și ne grăbim, haideți să vă arăt cum e casă. Noi și ne grăbim că vrem să mergem azi la copac, acum cât mai este aici, Marco nu și-o strâns patul. Asta e prima odaie cu două paturi, cred că pentru copii, acolo este și baie, duș, viceu. Nu e neapărat. Aici noi am dormit, este dormitorul unde... Dormitorul unui Mișa a ascuns oglinda, că el se teme de oglindă. Și balcon este aici, balcon partea cealaltă. Și mai este camera de jos. Este la fel duș. Fiecare camera are duș, asta e fain. Îți dai seama să trăiești într-o așa o vilă în care fiecare om care trăiește să aibă, nu se încurcă unul pe altul. Ai bazin afară și poți ușor să reziști la căldurile care se ieșe. Da, eu de când am venit, apropo, eu așa mai gesticulez mult. Aici e al treilea dormitor. Viceu, baia și la fel e cu două paturi, adică ele și se unesc. Da? Și s-a ieșit direct afară. E așa o vilă și mai mulți o împarți. Ai masă de bucătărie, ai bucătăria mare, ai tăci, mașină de spălat și mașină de veselă, ai living-ul mare. Și desigur ai bazinul, ai unde faci frigărui. Noi în prima zi am făcut frigărui. Marco, apropo, vrei să aduc grătarul. Mine cu așa. Eu nu am zis că vrei să-l aduc în cameră. Tu ai zis că hai, poate ridicăm sus. Nu, i-am zis hai, poate... Scaunul îl ridicăm sus, dar n-am zis. Da, l-a provocat pe Mișa să ducă un scaun, nu și-l luăm sus la etaj, Mișa l-a dus. Nu a avut încotro. Și apropo, noi când am venit aici erau trei mâți. Marcu și mâțele deodată s-au găsit prietenii. Cernișca. Deci, cam atâta tot, asta a fost așa o mini view la vila în care noi am stat aceste două zile. Și astăzi să mergem mai departe. Pentru că astăzi mergem la Cat Park. Este un parc cu multe mâțe, multe și, pisici. Și ne ducem la Water Park și la zoo. Da. Pentru că am zis eu că de ziua mea, de ziua lui Marco, da, practic a fost ziua mea, de ziua lui Marco, noi trebuie să ne facem datoriile și să-l ducem pe el la distracții. N-am reușit și uite că, Doamne iartă-mă, o să facem astăzi, bate vântul. Dă-mă voi! O să facem asta astăzi. Am ne dă casa afară. Casa ne dă afară, exact. Primul. S-a luat tot din frigider? Tot am luat din frigider? Da, am luat tot din frigider, am luat apă rece, m-au rămas de luat și gata.